Decembrie este luna furtunilor pe litoral, când valurile de 2-3 metri înălțime acoperă nisipul plajei și îl duc înapoi în larg. De pildă, în Mamaia Nord, nisipul de pe țărmul mării a fost mâncat până la 2 metri adâncime, iar constanțenii revoltați au pus mai multe fotografii pe internet. Marea ia înapoi ce a fost luat, au scris internauții. Specialiștii de la Apele Române spun că acest fenomen este normal. Totul depinde de evoluția fenomenelor meteorologice și ne așteptăm, chiar ne dorim să fie furtuni de intensitate mai mare, tocmai pentru a accelera acest proces, pentru a se regla profilul de stabilitate cât mai repede, pentru că maxim el poate ajunge până la 5 ani și nu ne dorim să dureze atât de mult. Însă îngrijorarea este mare, pentru că plaja din Mamaia Nord a pierdut doar într-o lună câțiva metri de nisip. Iarna este abia la început, iar furtunile vor fi din ce în ce mai mari. Specialiștii își actualizează calculele permanent. Arată ca o mică faleză datorită acțiunii valurilor, care va progresa în timp. Așa se întâmplă acest fenomen. Va mușca din plaja emersă, va rupe în o perioadă de 2-3 ani, sperăm, o parte din lățimea acesteia. Se vor pierde până la 40 de metri, este deja estimat din proiectare. Reamintim că vara aceasta Mamaia Nord a fost mărul discordiei. Plajele au fost mult lărgite, să aibă de unde să se erodeze, dar oamenii au fost nemulțumiți și au reclamat că nisipul nu mai este fin ca altădată. Plaja a fost puțin prea mare pentru ce era nevoie. Din punctul meu de vedere, dacă s-ar mai eroda plaja cu vreo 30 de metri, ar aduce la un nivel optim ca și lățime. Era prea mare. Vara trecută era mult prea mare. Și crea un disconfort atât pentru noi ca operatori de plajă, cât și pentru turiști. Turiștii care trebuie să meargă foarte mult până la apă. Deci, repet, acest proces de eroziune nu face decât să aducă lucrurile la un oarecum la un normal. Toate plajele de pe litoral vor fi lărgite până în vară cu bani europeni. Investiția se ridică la peste 800 de milioane de euro.